Știți, știți de ce dă roată, nu? V-ați învățat că acum e cu pâine. Uite, le-am făcut niște boabe, porumb greu, rapid, amestecul la care îl fac eu, savant. Și le-am pus un pic de smântână, un pic de enterogord, încerc să-i țin mai sănătoși. Uite-o și pe șefa pâinii, ia uite-o, ala tata. Acolo la găleata de apă aia mică, la găleata aia mică e o pereche de albaștri, perfecțiune pentru mine, sunt ceva din vechea linie de demult. O vânătă cu trei trese mai rară am văzut și pe la băieții ăștia cu sportul, cu porumbei de zbor, foarte rar vine ții cu trei trese și de obicei când e vânăt cu trei trese e și bun la zbor și vine bine și frumos și deștept, cum se spune. Da. Hai să mai vă dau mă una, ha? Ăștia care se înghesuie la pâine, de obicei, au pui, au scos pui deja, am și pui mai mari, am văzut că... Deci, în legătură cu boala care au avut-o paramixoviroza, ce să vă zic, nu poate nimeni să... Cel puțin un om simplu ca mine, cu o pensie de 1100 de lei, din 6 în 6 luni să-i vaccineze de paramixoviroza, n-am cum. N-am decât să-i duc așa cu antibiotic, cu enterogord, cu eritromicină, doxacilină, că nu am cum. Ce-o scăpa, o scăpa, ce-o... Ce să vă zic? Eu la pui, înainte să iasă la zbor, îi dau 2-3 pastile de enterogord și ăla e tratamentul. Mai scapă, mai se îmbolnăvesc. Aici e curtea lor. Sper să treacă cu bine și de iarna asta. Le-am băgat ieri o mână de paie de trifoi. M-am uitat, astăzi nu mai era nici frunză pe acolo. Le-au cărat pe toate. Da, sunt cam multi cei, da? Ce să... Mergem așa înainte. Cum îmi zice mie taică mea? Băi, două merge de surdalea negre ți-am mâncat ăștia de când îi ai. Ce să faci, mă, tata, dacă asta e pasiunea? Mergem înainte. Hai, vă pupă, Nanelu, că iar filmăm mult și iar ne zăpăcește ăștia la cap. Doamne, ajută!